găsit și astăzi, dragii mei, la o altă ediție specială a emisiunii Folclorul sub lupă, pentru că Lavinia și lupa sunt peste tot. Ei bine, ne aflăm la Salonul Vigmar, aici unde soacrele vor fi aranjate pentru evenimentul frumos din viețile copiilor, Codruța și Valentin Sanfira. Noi le mulțumim pentru că au acceptat să venim aici și să aflăm picanterii din viețile lor. Și nu știu dacă e vorba de picanterii, cât despre faptul că o să le adresez întrebări, să vedem și noi relația dintre soacre și noră și, desigur, pentru ginere, pentru că știm că mama Codruței are o relație specială cu Valentin. Și, dincolo de toate, să nu uităm că folclorul e chiar la el acasă. Așa că vă invit să le urmăriți pe soacrele de astăzi, fericite, emoționate, și mai multe detalii ne vor oferi chiar ele. Haideți în salon și vedem cum o să decurgă lucrurile. Bună ziua, soacra mare ca o floare în această zi! Eu mă bucur că am fost prima care a surprins astfel de momente împreună cu colegul Răzvan, makeup artistul de la noi, de la Etno, și care astăzi vă face cea mai frumoasă, pentru că însurați cel de-al treilea băiat. Să vă trăiască, să fie sănătoși copiii, să fie fericit, să aibă o căsnicie demn de admirat, să dobândească de la părinți, atât Codruța cât și Valentin de la părinții lor, toate lucrurile frumoase pe care le-am învățat de-a lungul copilăriei, adolescenței și nu numai. Și mă simt o norocoasă că sunt astăzi alături de dumneavoastră și încă o dată vă spun felicitări. Mulțumesc frumos! Arătați splendid și cu siguranță v-au cuprins și emoțiile astăzi odată cu acest eveniment, nu? Bineînțeles, da. Dar spuneți-ne, acum, pentru că suntem la Folclorul sub lupă, eu caut și dincolo de lupă. Cum trebuie să fie soacra mare ca să se înțeleagă cu nora? Să fie înțelegătoare. Și nora? Și nora să mă iubească. Păi cu siguranță va reuși, dar dați-mi voie să vă mai pun o întrebare. Cum ați acceptat-o dumneavoastră în casă când a venit Codruța, când ați făcut cunoștință? Ce impresie v-a dat dumneavoastră și ce i-ați spus lui Valentin vis-a-vis de ea? Dar sincer ne spuneți, exact ca o mamă. Mi-a plăcut de când am văzut-o. Înaltă, frumoasă, exact ce mi-am dorit. Și am primit-o cu mare drag, pentru că datorită eu am avut băieți și am primit-o ca pe fata mea. Cât de frumos! Dar ați avut și momente în care, nu știu, v-ați ciondănit, v-ați certat? Nu, pe pentru că nu stăm împreună. Deci sfatul dumneavoastră pentru tinerii căsătoriți e să-și vadă fiecare de casa lui, nu? Casa lui, da. Să stea fiecare la casa lui. Și cu mama Codruței, cum v-ați înțeles? Foarte. Păi da, la distanța care e între noi, eu la Târgu Jiu și dumneai la Iași. Mai răruți că e mai drăguț. Răruți că e mai drăguț, da. Păi vă las aici să vă termine, Răzvan, pentru că urmează și mama Codruței și vrem să o vedem și pe ea cu rezultatul final, da? Oricum ne vedem și la petrecerea de după. Bineînțeles, bineînțeles. Soacra mare ca o floare, vedem și etapa următoare cu soacra mică acum. Am aranjat pe soacra mare și pe soacra mică și după cât vedeți ce zâmbitoare, ce fericită este soacra mare, iar la sfârșitul fiecărui coafuri dăm cu parfumul fericirii. Suntem... Așa cum ați dat și pe mine mai devreme, nu? Da. Deci Valentin este la ușă. Ascultați la mine ce vă spun. El deja... Deci el n-a vrut să ne dea un interviu, dragilor, mai devreme. Și asta pentru că i-am zis, măi, intră puțin în salon să-mi explici mie cum te descurci cu doamnele. Adică el, ginerică, domnule, ginerică, cu mama și cu soacra la coafor. Cum vă imaginați dumneavoastră el ca bărbat stând și așteptând aici și machiajul și părul? Testul răbdării, că răbdarea e virtutea. Da, să fie răbdător și în primul rând trebuie să se dea foarte bine, să fie în același asentiment cu soacra mică ca să o ducă bine toată viața. Dar cum l-ați învățat pe Valentin să fie așa și să se comporte cu viitoarea nevastă, respectiv actuala, pentru că și-a ales-o și astăzi e fericitul eveniment? Credeți că l-am învățat eu? Păi nu știu, bănuiesc că i-ați dat niște sfaturi așa de mamă, nu? A ales-l ce a fost bun din viață. Dar aveți, nu știu, vis-a-vis de el și de alegerile făcute și anumite lucruri care v-au deranjat sau pe care le puteți contesta? Nu, nu, nu. El și alege, el știe ce să aleagă. Cât de frumos, l-ați obișnuit independent. Da, da, da. Sper și la botez când o să aibă copii să ne vedem în aceeași formulă și să rămâneți cu aceleași impresii și urări frumoase și calde.
Să dea Dumnezeu să ne întâlnim fericiți și să veniți cu mare drag. Mulțumim, mulțumim! Doamna Angelica, numele-i predestinat pentru că are un chip angelic, este o soacră mică tânără și Codruța a venit pe lume când și dumneavoastră erați, n-aș spune adolescentă, dar o tânără care pășea pe un drum nou și astăzi poate vă întâlniți cu aceleași emoții, nu cele materne pentru că ați dat naștere, ci că sunteți soacră mică la evenimentul frumos al Codruței și Valentin Samfira. Da, foarte emoționată, să știți, pentru că e pentru prima dată și, și unica dată, ca să zic așa. Da, sunt emoții puternice și aparte. Mă bucur tare mult că am ocazia astăzi să vă pun câteva întrebări. Mai mult decât atât, cu puțin timp în urmă au fost invitații mei la emisiunea pe care o moderez, Folclorul sub lupă, și de această dată m-am gândit, zic, Valentin, Codruța, poate ne vom întâlni la nuntă. Uite că s-a întâmplat, visul a devenit realitate și țin minte cu precizie, nu știu dacă pot cita, dar îmi amintesc perfect de cuvintele Codruței și, bineînțeles, ale soțului ei. În momentul în care a spus Codruța, părinții mei au avut o căsnicie foarte frumoasă, tata a fost gelos, dar și mama. Credeți că funcționează gelozia asta în cuplu sau atâta timp cât există gelozie înseamnă că e iubire profundă? Da, da, da. Am văzut interviul la care, pe care l-ați realizat. Da, nu Codruța, ci Valentin a zis că sunt geloasă, că ar fi observat. Nu știu, da, puțină gelozie, nu strică, nu, da. Să nu fie exagerată și dusă la extrem. Da, ce să zic, totul a fost foarte bine la noi și le doresc din suflet să fie la fel și pentru ei. V-aș mai pune o întrebare vis-a-vis de reacția soțului atunci când a fost anunțat despre căsătoria celor doi tineri. Cum a reacționat și dacă soacra, să zicem așa, între ghilimele, în casă a fost el sau dumneavoastră? Da, cred că mai mult el. Datorită relației speciale, știți, pe care au fetele cu tații. Deci da. Nu e întâmplătoare această vorbă. Nu, 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 e foarte adevărată. Și bă, un pic rezervat, dar văzând-o atât de fericită pe Codruța, bineînțeles că a acceptat imediat. Ce vârstă avea Codruța când l-a cunoscut pe Valentin și după cât timp vi l-a prezentat? Cred că 23. Da, cred că la 3 luni, după 3 luni, da. A considerat că relația devine cât se poate de serioasă și probabil, adică știți de la ea și ne puteți spune și nouă că ar fi plănuit, poate să fie alesul inimii de acum înainte? Da, ei au discutat, Valentin era deci de la început foarte hotărât și atunci a considerat Codri că poate să ne-l prezinte și Valentin și-a dorit asta, am înțeles foarte tare și atunci noi l-am primit exact așa cum este, ca pe băiatul pe care ni l-am dorit dintotdeauna, că am și emoții. Deci, iată că dorințele de multe ori devin realitate și ceea ce îți propui se înfăptuiește. Spuneți-mi, Codruța, după ce l-a cunoscut pe Valentin, v-a sunat să vă spună, mama, am cunoscut un băiat, a fost dragoste la prima vedere, cum au decurs lucrurile? Da, da. I-a zis că îi place tare mult și că a simțit așa acei fluturași în stomac și că speră să fie bine și că, eu știu, și vedeți că s-a întâmplat, da, a fost frumos, ce să zic. Vă regăsiți în povestea lor și dumneavoastră, în trecutul care a fost, bineînțeles, da. În perioada tinereții. Da, să știți, și am retrăit fiecare, știți, sentiment odată cu ea din tinereție. E extraordinar. Și e extraordinar pentru o mică să aibă o fată cu care să comunice astfel. Vă întreb lucrurile acestea pentru că dați-mi voie să fac o paralelă. Atunci când am adus și eu copiii pe lume, mama mereu îmi spunea, zici că am născut pentru a doua oară. Așa e sentimentul de profund și îl retrăiesc, mama, odată cu tine. Mă gândesc ce o să faceți când o să devină și ea mămică. Așa e, așa e. Nu știu, dar să știți că e extraordinar așa când comunicarea există și v-am zis, eu am retrăit tot, copilărie, adolescență, încă o dată alături de ea. Și e extraordinar. Doresc tuturor mămicilor să li se întâmple așa. După ce principii funcționează o căsnicie reușită? În opinia dumneavoastră, desigur. Da, multă comunicare, înțelegere. Multă înțelegere. Fiecare la un moment dat, eu știu, avem momente mai puțin bune, dar cu înțelegerea celui de alături totul se poate rezolva și atunci funcționează. Și rămâne iubirea încă de la început până la sfârșitul vieții la fel? Da, depinde de măsura în care este păstrată, să știți.
poate de legătura să fie mult mai puternică și mai profundă și totul e frumos, doar depinde de cei care sunt implicați în relație. Vă puneți dorințele dumneavoastră ca mamă înaintea lor, ca, nu știu, rezultate pe care și le-ar dori să le aibă în urma planurilor pe care și le fac? Nu, 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 nu. Dorințele lor sunt în primul plan. Noi doar îi ajutăm cu ceea ce ni se cere, că așteptăm să ni se ceară, adică nu putem să intervenim în relație, pentru că nu-i normal, nu mi se pare normal. Așa că să ia seama cei care ne urmăresc, nu? Da. Ei trebuie să-și managereze relația așa cum cred ei că este cel mai bine. Și atunci totul va fi ok. De aici îmi dau seama cât de sănătoși cresc unii copii pentru faptul că părinții sunt detașați de egoismul acesta și de a considera copilul o proprietate care ți aparține până la o vârstă foarte înaintată, lucru care dovedește că nu funcționează astăzi. Da, nu, 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 nu. N-am încercat niciodată asta. Adică, de mică, ce și-a dorit, am încercat să o susținem în ceea ce și-a dorit. Mi s-a părut cel mai sănătos și cred că este cel mai sănătos lucru să faci asta. Impunând tot felul de lucruri și nu cred că se ajunge la un final prea... E bine să lași copiii să hotărească ce vor să facă, ce își doresc și să-i susținem. Se zice că nepoții sunt foarte apropiați de linia maternă. Ați fi dispusă să veniți aici în București, să renunțați la faptul că sunteți un om conservator, să zic așa, domiciliului, să veniți să vă ajutați fata? Da, dacă ei ne-ar cere, eu cu cel mai mare drag, să știți. Da, mai ales v-am spus, fiind singurul copil, deci dorința lor e lege pentru noi. Așa că nu excludem dacă ei ne vor cere. Altfel nu. Deci doar atât cât... Nu ne întindem cât e plavă. Exact, exact, exact. Valentin se trage dintr-o familie, iată unde mai sunt doi frați, pentru că vorbeam puțin mai devreme și cu mama lui, că este soacră pentru a treia oară și le-am dorit o căsnicie frumoasă. Codruța își dorește un singur copil sau mai mult? Nu, doi. Poate și datorită faptului că ea a fost singură și să știți că ne spunea că își dorește o frățioară. Dar uitați că așa s-a întâmplat, că n-am putut să îi oferim, eu știu, frățioara. O să vă dăruiască ea nepoți și nu poate mai mult. Doamne ajută! Și să știți că este foarte frumos așa să fie mai mulți copii. E o încântare. Ne-am întâlnit acum cu toții și o admiram pe Cuscra cât de împlinită e când își vede cei trei copii și cele trei nurori, trei băieți și trei nurori. Da. Și eu așa o relație extraordinară de relaxată și de frumoasă între ei și ne dorim la fel să fie și relația codruței cu Valentin, așa cum e acelorlalți doi băieți cu fetele pe care le au. E frumos, ce să zic. Da. E foarte, un moment foarte fericit și nu numai un viitor luminat, atâta timp cât poți să te înțelegi cu familia cât se poate de frumos. Și aș vrea să vă întreb dacă nu că neapărat v-a surprins, dacă v-a cucerit și mai mult faptul că provine dintr-o familie modestă, simplă, în care a crescut cu iubire și naturalețea aceasta de a se dezvolta în familie. Sigur, da, da, da. Contează mult pentru educația și contează. Viitorul. Sigur că da, sigur că da. E o educație sănătoasă, da. Valentina a ars niște etape, da, așa, care l-au conștientizat și l-au făcut să devină omul frumos care este astăzi. Nu știu de ce v-am surprins aici în salon de foarte multe ori și cum vă priviți, parcă ar fi băiatul, nu știu, ar fi băiatul dumneavoastră, așa mi se pare că îl tratați și de multe ori se spune că soacra are o relație specială cu ginerele. Poate chiar o să-l acoperiți mai mult pe el în situații puțin mai, nu știu, să zic așa, tensionate. Să știți, mă simt extraordinar de relaxată când ne aflăm unul lângă celălalt și așa, dintr-o singură privire, ne înțelegem și dacă vreau să-i spun ceva, îi spun, adică nu, că sunt sigură că mă înțelege. N-aveți reținere să faci. Nu, absolut. Probabil felul lui de a fi m-a făcut să fiu așa și... Nu vă zic cât de drag mi este, sigur că da, e băiatul pe care mi l-am dorit. Dar l-ați luat vreodată în brațe sau de mână să-i spuneți: Valentin, uite, te rog să ai grijă de fata mea, i-ați spus ofurile și doleanțele pe care le aveți ca mamă? Nu, pentru că n-a fost nevoie. Privindu-i împreună, am înțeles că nu-i nevoie să-i spun nimic.
o să vină totul de la sine și o să fie foarte bine, fără să-i spun nimic. Deși mă aflu la un interviu, trăiesc sentimentele acestea frumoase odată cu dumneavoastră și mă bucur că am avut ocazia să vă întreb lucrurile acestea și acum în încheierea acestui material mi-aș dori din suflet să ne spuneți ce le urați și ce vă doriți pentru ei în căsnicia pe care o vor avea. Da, le doresc tot binele din lume, tot ceea ce un părinte îi poate dori copilului, dar aș spune așa simplu, să le dea Doamne, Doamne, ceea ce au nevoie când au ei nevoie. Și dacă vă spuneam la începutul emisiunii despre picanterii, dați-mi voie să vă spun că le-am aflat, pentru că astăzi la Salonul Vigmar, soacrele, soacra mică și soacra mare ne-au făcut câteva dezvăluiri și nu numai urări pentru tinerii căsătoriți. Ei bine, am aflat pe ce se bazează exact o familie. Să nu uităm de comunicare, iubire și totodată respectul reciproc. Așa că, în scurt timp, ne vedem și la petrecerea frumoasă organizată de Codruța și Valentin Sanfira, cărora le spunem Casă de Piatră. Începem? Da. Începem, sigur? Buletinul? Mi l-ați dat. Okay. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am găsit. Stimată asistență, îmi revine deosebită plăcere să oficiez astăzi căsătoria tinerilor Sanfira Valentin cu Filip Codruța Elena, care au hotărât ca pentru tot restul vieții să-și unească destinele în dragoste și afecțiune. Nouă, tuturor celor prezenți, părinți, membrii familiilor, colegi, prieteni, toți cei care înconjurăm cu dragoste, ne revine plăcerea să participăm la acest important eveniment din viața lor. Cetățene Sanfira Valentin, de bună voie și nesi de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Filip Codruța Elena? Da! Bravo, să se audă și în spate. Cetățeana Filip Codruța Elena, de bună voie și nesită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Sanfira Valentin? Da, 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 da! Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei, vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. În România, familia se întemeiază pe căsătoria liber, consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului, care este obligat să sprijine prin măsuri economice, sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră, liber și deplin exprimat astăzi, 10 octombrie 2020, vă declar căsătoriți! Felicitări! Lăsăturile mai jos, lăsăturile mai jos! Lăsăturile mai jos! Astea? Vezi? Cine strică momentul, cameramanul! Mulțumim frumos!
Mulțumim. Multă, multă fericire. Să rămână, mulțumim. Să fiți să ajute, să rămână. Domnul Santira. Mulțumesc, felicitări încă o dată, doamna Samfira Filip. Aici? Da. Am luat-o. Felicitări încă o dată și tot mulțumim. Ce vă doriți. Să rămână, mulțumim frumos. Martorim. Să vă trăiască. Mulțumim dumneavoastră. Doamna Samfira Filip, cu domnul Samfira, vreau să vă mânesc și certificatul de căsătorie. Să vă doresc încă o dată multă, multă sănătate, fericire. Să ce vă doriți dumneavoastră. Să rămână, mulțumim, mulțumim pentru tot, mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Mulțumim, să vă trăiască. Și acum facem poze cu toată lumea. Să rămână nașere. Ne punem pe masă. Să rămână nașere. Să rămână nașul. Să rămână nașe. Păi nu, nu, nu le dați așa. Să rămână nașa mare. Să rămână. Să rămână nașe. Uite-mă și pe mine. Veniți și tu. Să rămână, mulțumim din suflet. Ca să de teatru, să fiți fericiți, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți voi. Să rămână. Să ne chemați la botezuri. S-a sortat cu mine, doamna. Cine e mai frumoasă ca tine? Și am luat culoarea roșie ca să fie dragostea până la adânci de Dumnezeu. Doamne ajută, să rămână. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Să fiți cei mai frumos și fericiți. Oricum, cei mai frumos. Să rămână. Să rămână, domnule. Să rămână. 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 Vai, doamna. Doamna, nu te. Să rămână. Ne pupăm așa. Ce viața sorta. Mai aveați un pic și sunați pe botezat. Să la până la pâine. Nu plângeți acum. Păi da, să rămână, să rămână. Opați-vă că nu e niciun... Nu e niciun... Hai să vină și Vicky, doamna Alisa. Hai să rămână. Suntem bine, da? E bine, doamna Maria, astăzi la fericitul eveniment cu cununia civilă dintre Codruța și Valentin Samfira, sunteți invitată, sunteți așa cum ne-ați obișnuit o doamnă în adevăratul sens al cuvântului și vreau să spun că mă bucur să vă revăd și totodată să vă întreb despre urările și gândurile pe care le transmiteți tinerilor căsătoriți. Bine te-am găsit, Lavinia. Ce să spun? Sunt foarte emoționată și nu pot decât să-ți răspund că o mamă, gândește-te ce dorește o mamă copilului ei.
Gândindu-mă și la fetele mele de acasă, și Valentin a făcut și face parte din familia mea, e rupt aici, are o părticică din sufletul meu, pentru că îl cunosc de când era micuț, de la vreo 17-18 ani, când am pășit în ansamblul Doina Gorjului, și cântecul ne-a unit și ne-a ținut unul lângă celălalt, iată și acum, până în acest moment, când el pornește pe drumul vieții alături de Codruța. Sunt foarte fericită pentru ei. Codruța este o minune de fată, îi iubesc din tot sufletul și ce doresc fetelor mele și nepoților mei, asta îi doresc lui Valentin. Și de-abia aștept să joc la nunta lor și la botezele ce vor urma. Cu siguranță va avea copii. Le doresc să fie sănătoși, că frumoși cu siguranță vor fi. Așa, ce să doresc? Ce să le spun? Că sunt extrem de emoționată și de fericită. Vă mulțumim din suflet, doamna Maria, și să vă țină Dumnezeu glasul, să fiți sănătoasă și să ne revedem cu bine la toate evenimentele frumoase pe care le aveți alături trainică, de voi. Cu înțelegere, cu dragoste și cu binecuvântare de la Dumnezeu. Sub lupă la acest eveniment sunt și cei mai frumoși nași, pentru că le făceam urarea puțin mai devreme să fie sănătoși, să boteze, să cunune, pentru că le-a intrat în mână lucrul acesta. Ei au foarte multe perechi de fin și mă bucur tare mult să-i văd în această formulă completă, doi părinți frumoși cu trei fete minunate și dincolo de toate părinții spirituali în această zi la evenimentul Codruței și a lui Valentin Samfira. Spuneți-ne cum ați fost încărcați de emoții, pentru că eu urmăream încă de pe paginile de Facebook că au venit la dumneavoastră să vă ceară acordul, dacă vreți, și să acceptați să le fiți nași. Ce ați simțit în momentele acelea? Da, au venit la noi cu un tort superb, un buchet de flori și ne-au întrebat dacă vrem să le fim nași. Bineînțeles că am fost foarte emoționați, ne-a făcut plăcere să-i cununăm, pentru că îi cunoaștem de foarte mult timp și am fost emoționați. A câta pereche de fini sunt? 17. 17. Să aveți cât mai multe, să triplați, dacă vreți, acest număr și sănătos să fiți. Bănuiesc, o să le și botezați copiii, nu? Da, le dorim gemeni ca să ducem tradiția mai departe. Băieți, fetițe, ce vor ei? Cât de frumos să le ia exemplu, pentru că de multe ori se spune că părinții spirituali sunt singurii părinți pe care în viața aceasta îi poți alege. Nașule, ce dorești finilor? Casă de piatră, să fie sănătoși, să facă copii frumoși, sănătatea e cea mai importantă și să fie fericiți împreună și să ne distrăm la acest eveniment minunat. Și pentru că știm că femeia în casă își mai spune cuvântul, aș întreba-o pe nașa acum care ar fi criteriile după care ar trebui să se ghideze căsnicia și ce îi sfătuiți dumneavoastră? În primul rând să se înțeleagă. Să lase unul de la celălalt. Exact. Când este unul supărat, să lase celălalt și să armonie să existe în casă, că dacă există armonie, totul va fi, exact, va fi bine. Cu mamele am început, tot cu mamele terminăm, pentru că sunt la vorbitor. De ce? Aveți ceva de contestat? Păi am vrut aici să avem în spate designul cu lacul. Deci pentru că v-am aici alături de noi și cu certificatul de căsătorie pe care sper să-l stăpânească până la adânci bătrânesc copii, vorbeam încă de la început la salon că vă pregătiți cu emoții pentru marele eveniment. Acum că v-am văzut acolo, stând pe scaun, înainte să vină Codruța, mult așteptată, surpriza evenimentului, că asta este, Valentin într-o ținută extraordinară. Ce ați simțit? V-ați regăsit, nu știu, cu anii tinereții? V-ați adus aminte de momentele în care ați spus și dumneavoastră, da? O să încep cu mama Codruței. Da, știți, astăzi toată ziua mă gândeam și aveam imaginea asta când am adus-o de la maternitate. Deci, și cât de mare e acum. E în ziua asta frumoasă în care deja a spus da. Și sunt tare fericită și mă bucur pentru ei și sper să le fie bine, cu siguranță le va fi bine și să rămână la fel de îndrăgostiți. Cât de frumos! Și acum vorbesc și cu mama lui Valentin, pentru că al treilea băiat care s-a căsătorit, ultimul, dar nu și cel din urmă, pentru că este cel din tâi și cu siguranță sunteți fericită pentru realizările pe care îi le vedeți, pentru faptul că a evoluat atât de frumos. Și spuneți-ne ce ați simțit atunci când au spus da, pentru că nu au zis da, Valentin a zis da cu toată gura, iar Codruța da. Da, am fost foarte fericită. Și sunt mândră de ei și că au ajuns unde au ajuns și sunt, nu știu ce să vă mai zic. Bucuroasă, da. Și sper din tot sufletul să-mi aducă nepoții. E,
fiecare se bucură totodată pentru acest eveniment, dar cu siguranță o să ne vedem și la botez și vă doresc petrecere frumoasă, aveți ținute extraordinar de elegante și se diferențiază prezențele distinse pe care le aveți. Petrecere frumoasă și vă mulțumesc că mi-ați acordat puțin timp ca să aduceți bucurie celor de acasă. Mulțumim, mulțumim Lavinia, drăguță ca de obicei. Mulțumesc și eu. Mulțumim tare mult. Încă o dată vă spun Casa de Piatră, dar spune-mi, ce mulțumim. Dorințe ai acum, Codruța, după ce ești soție cu acte regulă? Deci prima întrebare a fost ce ne dorim unul pentru celălalt, da. Să știi că eu îi doresc lui Valentin să fie fericit și, nu știu, sper să reușesc eu, de fapt, în primul rând, să-l fac cel mai fericit bărbat din lume, pentru că îl iubesc necondiționat și îl voi iubi așa toată viața mea și că îi mulțumesc că este alături de mine și că m-a ales. Și tu, Valentin. Eu îi doresc să îmbătrânească lângă mine. Scurt la obiect și așa cum trebuie esența iubirii voastre înflăcărate. Și acum, pentru că trebuie să încheiem acest interviu în exclusivitate la noi, vreau să ne mai spuneți trei lucruri pe care vi le doriți în viitorul apropiat. V-ați propus să plecați, nu știu, luna de miere? Spunem așa, unul și unul. Eu îmi doresc doi copii. Copiii, luna de miere deocamdată nu e. Cununia civilă, să mai spunem că toată lumea crede că e nunta. Da, da. Este cununia civilă în fața Bunului Dumnezeu, la anul o să ne unim destinele. Dar pentru că aveam această dată pe 10 octombrie pregătită, am zis... 10-a 2020. Da, da. Am zis să o păstrăm pentru că e o dată pe care am ales-o împreună cu sufletul și la anul o să plecăm și într-o vacanță. Important este să fim așa cum suntem astăzi, înconjurați de oameni minunați care ne iubesc sincer, să ne iubim așa cum ne iubim astăzi și să fim puternici cum am fost până acum. Și eu vă doresc același lucru și petrecere frumoasă. Doamne ajută, mulțumim! Ne pupăm pe toți cei de acasă și ne mulțumim pentru toate mesajele frumoase. Astăzi ne putem bucura cu adevărat de prezențe extraordinare, distinse, frumoase și mai ales sub lupă, pentru că îi vedem 3 de pe artiști. De ce spun asta? Pentru că Oana Tomoiagă este prietenă foarte veche a mirelui nostru de astăzi, Valentin Sanfira, la fel cum și Vasi, prezentă de altfel în emisiune de televiziune. Nu sunt întâmplătoare poveștile care vă leagă dincolo de scenă și așa că mă bucur să fiți astăzi în cadrul interviului și totodată pe micile ecrane, să bucurăm telespectatorii și să ne spuneți despre evenimentul pe care l-au astăzi cei doi, Codruța și Valentin Sanfira, urările pe care le faceți și din experiența voastră, care sunt caracteristicile pe care s-ar baza cu adevărat o familie frumoasă. Și ai început cu mine, draga mea, Lavinia. Să știi că sunt foarte emoționată, pentru că după atâți ani frumoși de prietenie, de o prietenie extraordinară care mă leagă de prietenul meu, Sanfira, și de, prin prisma lui și de frumoasa și scumpa lui soție, începând de astăzi, sunt tare fericită și emoționată că, iată, sunt prezentă la cel mai important eveniment din viața lor de până acum. Ce să zic, se potrivesc de minune, de prima dată, prima clipă în care am văzut-o pe frumoasa Codruța, am știut că este predestinată și este exact ce îi lipsește nebunului Sanfira, știi? Pentru că el avea nevoie lângă el de o persoană plină de viață, energică, să țină pasul cu tot ce înseamnă viața lui agitată, de altfel, pentru că știi bine că noi artiștii avem o viață complexă și fără program de multe ori, iar Codruța este exact de persoana potrivită pentru el. Este o frumoasă, amândoi sunt frumoși, se potrivesc de minune și le doresc din suflet ca toată lumea să fie a lor, să se iubească așa cum se iubesc acum toată viața și copii frumoși, tot noi să fim alături de ei, să jucăm, să bem și să ne petrecem în cinstea lor. Mulțumim, Oana, mulțumim din suflet. Își face apariția, distinsa prezență și Vasi, cum i-ai spus? Văsuții, este frumoasă, e prezent astăzi la eveniment, ai asortat cu partenerul și v-am admirat asta încă de când ați apărut la eveniment și vreau, așa cum ne-ai obișnuit și ne-ai învățat, chiar și în interviul acordat emisiunii Folclorul sub lupă, să le faci tu prin energia pozitivă urarea deosebită care crezi că le-ar fi și i-ar ghida în viață să meargă pe principiile acestea sănătoase după care și tu funcționezi și îți înveți copiii, Vasi. Scumpa mea dragă, eu o să-mi învăț copiii pe copiii mei, o să-i învăț numai de bine, cât despre sfaturi, fiecare va face în viața lui după cum va simți.
că este spre folos și în avantaj. Așadar, nu pot să mă laud pentru că eu am trecut printr-un divorț, dar sunt foarte bucuroasă astăzi să mă înfrupt din emoția Codruței și a lui Valentin Samfira, care... ce să le doresc eu? Eu le doresc multă sănătate și înțelepciune. Copii frumoși vor avea, desigur, și domnul Man le dorește să alătură gândurilor acestora deosebit de frumoase pe care noi le adresăm astăzi tinerilor proaspăt căsătoriți, Vali și Codruței. Dragi telespectatori, frânturi din minunatul eveniment aparținut lui Valentin Samfira și frumoasei Codruța Filip, revenim! Să fie așa fericiți, să aibă parte de multe împliniri, să aibă parte de înțelegere și nu le doresc casă de piatră, că eu am văzut, am fost acasă. De cărămidă. Nu, am fost acasă la ei și am văzut că au și piatră, au și beton, au de toate. Deci nu mai trebuie asta și le-au făcut ei. Lăsând gluma la o parte, le doresc multă fericire și copii cât mai mulți. Că știu că Vali își dorește. Da, și Codruța chiar a spus puțin mai devreme la interviu că ar vrea doi, așa că și eu mă alătur cuvintelor tale și le dorim din suflet să aibă o familie numeroasă, frumoasă și bazată pe înțelepciune și respect. Da, spune-mi, când ai auzit atunci că au spus fiecare dintre ei da, nu știu, eu spun sincer că am trăit o emoție odată cu ei, chiar dacă sunt prieteni până la urmă. Păi da, trăiești o emoție, că și eu am trăit o emoție de două ori, nu știu, poate urmează și a treia oară, mai știu. Da, de fiecare dată când am pe cineva că spune da, e o emoție și mă bucur pentru ei, adică nu pot decât să mă bucur pentru că pe Vali îl cunosc de când eram noi mai mici, am fost în același liceu împreună, apoi ulterior am cântat împreună pe aceleași scene pentru că am fost la ansamblul Doina Gorjului colegi și când am fost la ansamblul Doina Gorjului colegi am fost chiar și la eveniment împreună pentru că tatăl meu cânta și cu el și cu mine, mă rog, e o poveste mai lungă și chiar... oarecum am încercat să-l sfătuiesc pe Vali, eu fiind aia mai mare, puțin, așa. Am încercat să-l sfătuiesc pe Vali, fiindcă eu când m-am întâlnit prima dată cu el, era chiar la el, acolo la Dănciulești, unde... vreau să spun că era mesean, era la masă și eu cântam și atunci a venit la mine și m-a întrebat că uite cânt și eu, îmi place și nu știu ce și l-am sfătuit, zic hai la liceul de muzică din Târgu Jiu, eu eram acolo și cam așa s-a legat o prietenie atât de frumoasă și iată acum este și nașul fratelui meu, adică și nașul de botez al copilului, al nepoțelului meu și uite așa, am ajuns să rămânem prieteni, spun eu, pe viață. Special părinților Codruței că au crescut asemenea fată minunată și că au avut încredere să o lase de astăzi înainte pe mâna mea. Eu vă promit că o să o iubesc și o să o prețuiesc măcar pe jumătate cât o iubiți și o prețuiți dumneavoastră. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, mulțumesc părinților mei, Leana și Ion, așa se zice la noi la Dănciulești, să-i cunoască lumea, că ne-au crescut frumos și că ne-au dat atât cât au putut dumnealor o educație bună, zic eu. Și de astăzi avem, și mai ales de la anul, încă o pereche de părinți, nașii noștri minunați, Mitică și Adriana Nistor, pe care noi iubim și sunt, și pentru mine și pentru Codruța, sunt exemplu de familie. Au o familie frumoasă și ne rugăm la Dumnezeu să avem și noi la fel așa familie de aici înainte. Tuturor prietenilor, mulțumesc artiștilor, îmi pare rău că suntem puțini în seara asta,
dar sper că suntem cu sufletul. Simțiți-vă bine, dați cu basca de pământ, mâncați, vezi că e plătit, da? Doamna Victorița Alăcătușu, mamă, artist, femeie, om deosebit, nu puteam să nu o răpesc puțin de la acest frumos eveniment pentru a le face tinerilor căsătoriți câteva urări frumoase și așa cum cu siguranță a trăit momentele emoționate atunci când și-au spus da și le dorim din suflet să se lege o căsnicie pe viață între cei doi tineri frumoși. Așa să fie, așa le-am urat și eu atunci când am mers să-i felicit. Le urez din nou Casă de Piatră să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu copii frumoși, că ei sunt doi frumoși, deci sunt atât de frumoși, de nu se pot spune. S-au găsit unul pe celălalt. Da, da, și eu am trăit aceleași emoții pentru că și eu având două fete am trecut prin momentele astea așa ca părinte și îi iubesc, îi respect și le mulțumesc frumos că m-au invitat la cel mai frumos eveniment din viața lor. Prima parte, că au zis că religioasă, da. Cununia religioasă va fi la anul. Așa este. Ce să le mai spun? Să fie sănătoși, să se iubească. Asta e cel mai important. Colegă de cântec, profesor și prietenă dragă a emisiunilor noastre, Narcisa Băleanu este prezentă astăzi la frumosul eveniment și chiar vorbeam în culise puțin mai devreme cu ea pentru că sunteți colegi tu și Valentin și sunteți profesor până la urmă. Adică vă leagă o prietenie nu numai pe voi, ci și pe Codruța și astăzi pentru că suntem la acest frumos eveniment vreau să ne spui tu despre asta, Narcisa, și urarea pe care le-o faci tinerilor căsătoriți. Da, bună ziua, așa este, Valentin și Codruța fac parte din familia noastră populară. Noi de curând am înființat o școală de muzică populară românească și ne bucurăm că avem succes cu ea și Codruța a fost mereu alături de noi. Chiar dacă nu e profesor, a fost acolo cu decorul, ne-a ajutat. Un om extraordinar, deci cei doi se înțeleg atât de bine și din priviri, ca doi porumbei la pene, știi cum? Vorba cântecului. Ce pot să le doresc? Fericire, Casă de Piatră, iubire și înțelegere și respect. Și, nu știu, să ne vedem așa și peste ani, tot voioși, că noi așa suntem, așa ne știți, așa suntem. Și te auzi tu în viața mea, de ce ne sunt în liniștea, de ce m-ai lăsat pe drumul meu, așa cum am trăit mereu. Jura să-mi doară în viața mea, dar să mai știu ce înseamnă dragostea, și când credeam mai mult că așa va fi, se duce doar. Doamna Maria Cârneci, așa cum ne-a obișnuit, o floare între flori și astăzi nu este singură la acest frumos eveniment, ci este însoțită de prietenele dumneei, doamna Nuți și doamna Tamara, cărora le spun bună ziua, bună te pupăm. Ziua. Păi mă, din tot sufletul, eu așa cum ai spus și tu, e frumos la evenimente importante din viața unor tineri să fie aproape prieteni. Eu mi-am luat prietenii mele de suflet care au fost alături de mine oricând și necondiționat. Exact. Iată că sunteți dovada certă a faptului că mai există prietenii. Așa, așa, și prietenii solide, nu vorbim de prietenii de două zile și numai la bine, adică aici contează. Și noi am vrut să fim alături lui Valentin, toate îl cunoaștem și pe Codruța, sunt doi copii frumoși, doi copii tineri, la început de drum, care își doresc multe, ceea ce din suflet nu, eu una le doresc să fie
împreună până la 200 de ani. Când și-au spus da, cu siguranță ați retrăit momentele dumneavoastră de la nuntă și ale fiului atunci când s-a căsătorit. Exact. Și îți dai seama că eu îl văd pe Valentin și pe Codruța ca pe propriu un copil. Să le dea Dumnezeu numai bine, fericire, sănătate, că e mai importantă, și să le trăiască cei dragi, părinții, nașii, prietenii, voi care, cum să zic, oferiți publicului asemenea evenimente frumoase și, ce să zic, casă de piatră și copii frumoși, să venim și la botez. Doamna Tamara? Le doresc să fie binecuvântați și să fie fericiți până la adânci bătrâneții cum sunt acum. Doamne ajută, doamna Nuții? Casă de piatră, fericire, mult noroc și baftă în viață. Noi oricum suntem alături de alături ei, de ei și, cum să zic, așa cum ai spus la început, și la bine și la greu, abia aici se văd prieteniile adevărate, da. Și am vrut să le fim alături. Vă iubim și vă pupăm. Pupăm! Casă de piatră! Casă de piatră! Vedeta de Hollywood, vă spun sincer că se îmbogățește, eu n-am recunoscut, a apărut și cu ochelarii aceia mari, frumoși, așa, cu ținuta. Te rog frumos, măcar să știe telespectatorii despre ce vorbesc, frumoasa noastră Claudia. Nu știu, tu de o perioadă de timp, iartă-mă că spun sau nu mă ierta, pentru că zic realitatea, dar tu în tinere și arăți din ce în ce mai bine, draga mea. E? V-am spus că nu mint, v-am zis adevărul, da? Vreau să ne spui, pentru că pe voi, dincolo de faptul că vă leagă o prietenie, tu ai fost botezată de părinții lui Valentin. Da, îi porți numele nașei și uite că după atâta timp ați crescut, ați fost copii, ați devenit adolescenți, adulți, colegi de cântec și astăzi la nunta lui Valentin și a Codruței. Da, și le urez casă de piatră, să fie fericiți, să se iubească așa cum i-am văzut eu că se iubesc până la adânci bătrâneți. Un cuplu frumos, eu mă bucur pentru el pentru că eu am fost foarte atașată de el și îl iubesc foarte mult pentru că e nașul meu și normal că ne leagă așa o relație spirituală, în primul rând că părinții lui m-au botezat pe mine, port numele de Elena de la nașa. Da, și mă bucur că e fericit și a găsit o fată pe sufletul și inima lui, așa cum își dorea mereu și spunea. Exact, și Codruța chiar e o fată minunată, e scorpioancă ca și mine, deci. Sunt compatibil și din punct de vedere al zodiilor, el capricorn, ea scorpion. Asta n-am știut, dar Codruța e scorpion, e fată de casă, e... Nu, asta așa zic eu, pentru că am văzut că fetele astea scorpioance își doresc foarte mult familie. Așa este și tu ți-ai dorit lucrul acesta, Claudia, și nu exclus să vezi partea asta în continuare. De multe ori poate ce ne dorim cu ardoare nu se întâmplă, pentru că viața nu știi cu ce se mănâncă, între ghilimele, exact. Și nu știi destinul cu care te naști. Exact. Că asta există e. Un destin, există o soartă, toți avem... Nimic nu e întâmplător. Poate așa a fost să fie, să trec printr-o astfel de situație. Uite, ne bucurăm de momente frumoase și cine știe ce se va întâmpla. Și fiecare lucru mai puțin plăcut, eu zic că vine ca o lecție pe care noi avem de învățat în viață. Am învățat o lecție. Au jucat până au sărit pantofii și acum, dacă tot le-am văzut pe doamna Victorița și doamna Maria afară, vreau să vă întreb cum e atmosfera la petrecere. Superbă, superbă! Incendiară! Mă tem de picioare! Deci, doamna Maria, acum pe bune la noastră, vă știu de la evenimentele din viața mea, unde ați fost cei mai frumoși pantofi, mi-i prezentat de când intra, uite la vine atoc, uite pantofi! Muzica este extraordinară, este o formație extraordinar de bună și de frumoasă, cântă extraordinar de frumos. O să încântați pe Mir cu surprize muzicale și dumneavoastră puțin mai târziu. Mai vedem, mai vedem. Am înțeles că toți artiștii o să ia în ordine. Picioarele. Bravo! Mai rămâne și vocea întreagă, vedem până la urmă. Păi care... petrecere frumoasă în continuare, da, până dimineață! Mulțumesc și eu!
Îți însușești statutul de vedetă și m-am bucurat și eu că i-am surprins aici 3 minute afară să le iau pulsul atmosferei din interior cu invitații aleși. Și păi și temperatura, sunteți în grafic, temperatura e plină de dragoste. S-ar putea să fie cam ridicată căci am jucat de am rupt aici. Păi măi, așa trebuie să fie de neuitat evenimentul din viața voastră. Noi suntem obișnuiți și eu și Codruța, pentru că avem familii mari cu evenimente mari, să fie toți prietenii noștri și să fie oameni foarte, foarte mulți. Dar ne bucurăm și de cei care au venit, pentru că am încercat să îi împăcăm pe toți, să înțeleagă situația. Și totodată să respectați regulile impuse, pentru că de asta ați și făcut un... Da, adică să înțeleagă și... Înțeles. Suntem într-un salon de 400 și un pic de persoane și noi suntem vreo 50 și ceva, adică suntem destul de... Asta că recuperați la cununia religioasă. Pe 2 iulie. La anul recuperăm, facem nuntă mare de tot. Păi vă doresc în continuare petrecere frumoasă, să fiți atracția serii, așa cum ați fost și până acum și de-a lungul vieții. Încă o dată vă doresc casă de piatră. Mulțumim din suflet și încă o dată le mulțumim celor de acasă pentru mesajele frumoase. Sunteți a doua noastră familie și... suntem fericiți că avem un public așa de frumos. Și vă iubim din suflet! Ești tot ce am visat, ești tot ce mi-am dorit. Ești înger pe pământ, apus și răsărit. Ești tot ce am visat, ești tot ce mi-am dorit. Ești înger pe pământ, apus și răsărit. Iar tu ești luna mea, ne vom iubi mereu, vom străluci așa, tu ești soarele meu. Iar tu ești luna mea, ne vom iubi mereu, vom străluci așa. Destinul te-a trimis în viața mea să fii. De-atunci sunt într-un vis, te rog, nu mă trezi. Destinul te-a trimis în viața mea să fii. De-atunci sunt într-un vis, te rog, nu mă trezi. Iar tu ești luna mea, ne vom iubi mereu, vom străluci așa, tu ești soarele meu. Iar tu ești luna mea, ne vom iubi mereu, vom străluci așa. Ești luna mea, ne vom iubi mereu, vom strănuși așa. Tu ești soarele meu, iar tu ești luna mea, ne vom.